nu sunt ciupită aici pe față, am două coșuri care, whatever, au vrut să apară. Am avut unul și aici și am primit întrebări dacă sunt ciupită. Nu, eram ciupită, n-avea ce să mă ciupească la ora asta, că nu mai sunt în țară și alte nebunii. Coșuri, da, se întâmplă niște coșuri pe fața mea, dar it's ok. Facem un get ready with me și folosesc și produse noi și produse pe care le-am de mai multă vreme. Haideți să începem! Încep cu balsamul de buze de la Elizabeth Arden, A-Tower, din gama A-Tower, care îmi place foarte mult. Îmi place și ambalajul, super, super elegant. Deci când îl vezi, n-ai zice că este balsam, te gândești că este un ruj. Pentru că ambalajele clasice sunt acestea când vine vorba de balsamul de buze. Din plastic, foarte așa rudimentare, nu nimic ieșit din comun. Dar ăsta este chiar un ambalaj foarte, foarte elegant și pe lângă ambalaj îmi place balsamul. Da, cu el încep, l-am tot folosit, l-am primit la evenimentul Beauty Bloggers Holiday Meeting. L-am tot folosit și îmi dau seama că hidratează foarte, foarte bine și arată ok și pe buze. Trec la fond de ten, o să folosesc de fapt și anticearcănul și fondul de ten și pudra de la Revlon din gama Candid, produse pe care vi le-am arătat într-un clip anterior, am făcut un fel de first impressions, v-am zis că îmi place foarte mult, de fapt că mi-a plăcut cum s-a comportat și fondul de ten și anticearcănul și pudra, toate s-au comportat super bine, le-am mai purtat ulterior și la fel am fost mulțumită și vreau să le folosesc și astăzi încă o dată și să mai fac așa mici update-uri. În clipul cu review mi-a spus că se vedea unde am aplicat că este prea galben. Da, nuanța nu este potrivită pentru anticearcăn și că se vedea și am văzut și eu pe cameră, dar cumva în realitate nu mi se pare că se vede o diferență atât de mare și o să-l folosesc tot pe el astăzi. Și acum trec la fondul de ten din aceeași gamă Photo Ready Candid, un fond de ten care până acum îmi place foarte mult. Și da, hai să-l aplic și pe el foarte, foarte repede. Îl întind foarte, foarte bine. Să știți că este super cremos, el nu este fluid. Este extrem, extrem de cremos. L-am întins, cred că destul de bine. Nu s-au acoperit perfect aceste două coșuri, pentru că, na, fondul de ten are o acoperire medie, dar, na, or să se vadă chiar dacă pun acolo o tonă de corector și altceva, tot o să se vadă, pentru că sunt două coșuri ușor și cu relief, adică sunt așa boboțate. Da, or să treacă, pentru că deja am avut grijă de ele, dar, da, hai să aplicăm și pudra, tot Revlon. Îmi place sistemul de, nu știu de cum se închide pudra, dar și sistemul de dozare, dar se deschide foarte greu capacul ăsta și da. O să pun în capac. Într-o zi am purtat pudra cu un alt fond de ten și la fel de mult mi-a plăcut. Chiar mi se pare excelentă pudra. Dintre toate, cred că pudra este favorita mea. Și fondul de ten și anticearcănul îmi plac. Fondul de ten ar fi cumva pe locul 2. Anticearcănul doar pentru că nu este nuanța mea potrivită și atunci, na, mi-este mai greu să-l folosesc așa cum l-aș folosi în mod normal, dar ca textură și cum se comportă pe parcursul zilei, este super ok, doar că, na, nuanța este cam închisă. E ok, cred că arăt decent la față. Hai să trec la machiajul ochilor și mă uit că nu știu unde am pus paleta. Asta de la Cupio, Nude Flavors. V-am zis pentru că v-am arătat-o într-un haul. Mi se pare o paletă atât, atât de utilă pentru un make-up de zi cu zi. Câteva nuanțe, toate sunt mate. Bine, fardul ăsta alb pare să fie ușor, ușor. Da, face focus, face focus. Ăsta alb pare să fie ușor satinat, aș vrea să zic. Dar în rest sunt toate mate și come on, este super utilă și micuță și bună de concediu, de exemplu. Hai să vedem, să vedem ce ne iese cu această paletă. Am în minte un machiaj pentru că m-am gândit inclusiv la ruj. Și încep cu buttercream, cea mai deschisă nuanță din paletă, pentru că nuanțele sunt trecute pe spate, apropo, că nu cred că v-am zis. Și aplic pe toată pleoapa și în pliu, ca un fel de bază. Iar acum am luat nuanța latte și o aplic, uite așa, în pliu. Și o întind foarte bine și blenduiesc. Să știți că fardurile, uite, până acum
Mi se par foarte ok. Sunt foarte cremoase cumva, adică nu mi se par extra prăfoase. Nu văd să fie foarte mult fallout, extrem de puțin undeva aici. Și sunt destul de pigmentate. Chiar pigmentate și, na, sunt cu subton cald. Depinde ce fel de subton preferați. Sunt cu un subton cald, dar e ok. Mie îmi plac fardurile cu... Îmi plac toate. Hai să nu discriminăm. Cu orice subton, mie îmi plac fardurile. Am zis-o. Să știți că cumva mă grăbesc. Habar n-am. Am trecut, cred că foarte repede, prin aplicarea fondului de ten. Dar asta și pentru că am făcut deja un first impressions și acolo am insistat poate mai mult pe aplicare și pe informațiile de genul acesta. Mă grăbesc pentru că vreau să ajung, sincer, vreau să ajung la H&M pentru că vreau să-mi iau o geacă. Și nu vreau să prind aglomerația cea mai mare, deși cred că o să o prind. Și aplic nuanța almond în pliu, fix în pliu, ca să conturez cumva mai bine. Eu sunt foarte, foarte concentrată pe mine în oglindă și nu mă uit la voi. Iar acum eu nuanța chocolate și uite, o aplic în colțul extern. Și cumva un pic urc și spre pliu cu nuanța asta. Dar aplic aici în colțul extern ca să intensific. Și mă întorc la nuanța Buttercup pe care o iau pe o pensulă plată și aplic nuanța asta pe restul ploapei, din colțul intern pe restul ploapei. Întind foarte bine și mă întorc la pensula cu care am luat nuanța chocolate și mai au puțină nuanță, adică puțin din fardul chocolate. Și vin iar peste colțul extern și mai insist un pic și încerc să blenduiesc cu buttercup. Astfel încât să fie, nu știu cum să fie, să fie cum mi-a ieșit. da, e ok, e în regulă, îmi place. Să zicem că it works. Pe jos nu o să mă dau, că vreau să fie machiaj de zi. Deci nu o să mă dau pe jos cu fard, că ar fi mult prea smoky pentru ce vreau eu să fac acum. Iau o pensulă, uite pensula asta, cu care vreau să-mi retușez un pic pe sub ochi anticearcă, nu? Asta este o pensulă de la Real Techniques, care e de fard, dar mie îmi place să o folosesc, uite, fix pentru aceste retușuri de sub ochi. Cred că sunt la fel, la ambii ochi. E ok. Hai să trecem la restul machiajului și apoi terminăm cu ochi și cu tot. Bronzer. O să folosesc Butter Bronzer de la Physicians Formula pentru că miroase a cocos și mă duce cu gândul la vară, dar vara e departe, așa că ne amăgim și noi cu un bronzer. După cum știți, aplic foarte, foarte puțin și concentrez mai mult aici. Pensula este doar de bronzer, n-am folosit-o la altceva. Ar că am trebuit să-mi spăl pensulele. Știu chestia asta și o să mi le spăl poate, nu știu când, în weekend. Eu când filmez acum, este înainte de ziua în care o să apară și urmează weekendul. Pentru că acest clip cred că o să apară undeva luni și dacă zic în weekend, până în weekend mai este o eternitate, zic în weekend aici la mine, în prezent, când filmez. Da, deci hai să ne dăm cu bronzer și să lăsăm weekendul. Blush-ul este de la... Vai, ce urâte sunt chestiile astea, deci se văd horror și eu vreau să mă dau cu un ruj roșiatic și or să iasă, cred că, și mai mult în evidență. Da, blush-ul este Avon Classic Aura. Favoritul meu. Blush-ul meu favorit. Mă, cu aceste clipuri, ca idee, că nu le spune chiar tutoriale, dar cu aceste clipuri, prin aceste clipuri, cumva vreau să vă arăt produsele pe care le am, dar vreau să vi le arăt în acțiune, adică eu să le folosesc. Că așa zic, paleta Cupio, super drăguță, vai, ce ambalaj, ce simpatic, ce... Ok, o
paletă. Fondul de ten la fel, sau pudra. Uite, pudra, vai ce ambalaj frumos, pare foarte fină pudra, nuanța cred că mi se potrivește, dar hai pe față să văd cum e, că mie așa îmi place. Și mai mult este un review decât un tutorial, că până la urmă, ca să fac tutorial, ar trebui să vin foarte, foarte, foarte aproape de cameră, focusul să fie fix aici pe ochii mei și să pun accent doar pe machiaj, pe ceea ce fac, pe tehnică, între ghilimele, și nu pe produs. Eu pun mai mult accent pe produs și încerc să vă spun câteva cuvinte despre produsele pe care le folosesc. Asta este o pensulă de la Essence, pe care, uite, o folosesc ca să blenduiesc cumva bronzerul cu blush-ul. Pentru că nu-mi place să fie aici blush-ul ca o pată și aici undeva spre tâmple bronzerul. Le blenduiesc împreună ca să fie totul uniform. Și cred eu că mi iese ok. Cred, nu știu. E noapte afară, așa că nu o să se vadă prea rău. Bun, bun. Sprâncene, uite, o să folosesc tot Brow Styler. Data trecută mi-a sărit de aici eticheta, instrucțiunile. Nu mai sunt aici instrucțiunile, nu mai are ce să-mi sară. Folosesc Brow Styler. Înainte de asta o să-mi aranjez un pic aceste sprâncene care de această dată sunt relativ pensate cu o periuță de asta și hai repede, pac, pac, să mi le creionez. Mascara, să folosim și niște mascara sau, da, mai întâi rimel, după care iluminator, da, sunt vraiște la ordine, dar mie așa îmi place. Și folosesc mascara waterproof de la Melchior, care mie îmi place foarte mult și o să ies afară, nu știu dacă plouă, nu m-am uitat, poate o să lăcrimez când o să-mi găsesc geacă și ca să fiu safe, folosesc mascara waterproof. Și hai să aplicăm. Hai să trec și la iluminator. O să folosesc paleta asta de la Pixi în colaborare cu Rage Loves și o să mă dau cu nuanța Lace, adică asta de aici. O iau pe o pensulă mai mică și aplic, uite, sus aici pe pomeți. Și o să iau tot lace ăsta să-l aplic și în colțul intern, că mi se pare că ar merge un pic de iluminator acolo, un pic de tot. Uite așa. Cred că e mai bine. Iar rujul pe care vreau să-l folosesc este unul lichid de la Too Faced din colecția de Crăciun de anul trecut. Anul trecut au avut un set cu 4 mini rujuri lichide și am aici nuanța Cinnamon Bear, adică ursuleț de scorțișoară. Și este un roșu ușor cărămiziu, foarte frumoasă nuanța. Mi-am șters așa cât de cât balsamul și hai să... Uite, eu mereu încep aici cu rujul. Hai să-l aplic. Arată foarte bine rujul. Îmi place super mult această nuanță și cred că se completează extrem de bine cu fardurile pe care le-am folosit. Astea de la Cupio. Îmi place palețica, îmi place și fardurile arată bine. Ce să vă zic? E ok, o să mai folosesc și mai fac eu update-uri pe parcurs. Dar vreau să știu dacă voi ați folosit farduri Cupio. Eu nu am folosit, este prima dată. Am de la ei, uite, o pensulă, asta este, cu care mă dau cu pudră. Am avut și burețelul Cupio, care mi-a plăcut foarte mult și mi se pare un burețel extrem, extrem de bun. Dar altceva nu prea. Și uite, fardurile mi se par super ok. Am auzit de bine și despre rujurile lor lichide. În fine, vreau să-mi spuneți în comentarii părerea voastră și ce ați folosit voi de la Cupio. Iar acum, pentru fixarea machiajului, vreau să vă arăt ce produs folosesc. Este, de fapt, un Facial Mist Toner, o loțiune tonică care vine cu pulverizator. Este de la Naobai, un produs pe care nu știu dacă am apucat să vi-l arăt aici pe YouTube, dar știu că l-am folosit pe Instagram într-un mini-tutorial. Și pe el scrie... La mod de utilizare, pulverizați pe față, ținând ochii închiși, atât pe tenul curat, dar și peste machiaj, de câte ori simțiți nevoia de prospătare pe parcursul zilei. Și vreau să vă spun că l-am folosit și peste make-up
și mi se pare senzațional peste make-up. În primul rând că pulverizatorul este extrem de fin și nu te stropește cu niște picături foarte mari. Este foarte fin, mi se pare că fixează super bine machiajul, că taie din aspectul pudrat și cumva oferă un plus de hidratare și parcă tenul se îngrașă mai greu. Îmi place, încă îmi place produsul ăsta și uite acum sunt cafetele din tutoriale, nu știu. Acum îl folosesc. Miroase și foarte, foarte plăcut. Nu știu dacă are neapărat parfum. Da, are parfum, dar este Natural Origin Fragrance. Fragrance. Este mirosul produsului cumva, adică ingredientele combinate, nu are parfum adăugat. Asta e machiajul. Pot să-ți spun machiajul meu, my go-to winter makeup, adică machiajul meu favorit pentru sezonul acesta. Nu știu dacă e fix ăsta, dar chiar îmi place ce mi-a ieșit și e destul de ușor de realizat, adică poate a părut greu și mult pe clip, dar e foarte ușor de realizat. Câteva farduri mate în pliu, colț extern, puțin iluminator în colțul intern, ruj roșu, ăsta este un roșu cărămiziu, care zic eu că dă foarte bine cu anotimpul în care ne aflăm, dar nu numai. Și da, asta a fost. Ăsta a fost tutorialul. Da. Mai voiam să spun că nu știu cu acest non-vlogmas, nu știu care este părerea voastră și cât de mult vă plac sau v-au plăcut până acum videoclipurile pe care le-am făcut sau că urc mai des. Da, îmi dau seama că la mare căutare sunt daily vlogurile, vlogmasul clasic, standard, nu non-vlogmasurile cum este la mine, dar hei, totul este cu, nu știu, cu direcție spre Crăciun. Da, în fine, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați like, share, subscribe, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!